Proiectul trenului metropolitan prinde contur în Iași. La sediul primăriei municipiului Iași a avut loc lansarea oficială a acestui proiect, care va aduce îmbunătățiri majore în transportul public din zonă. Cu o valoare estimată de peste 270 de milioane de euro, proiectul implementat de Asociația Metropolitană de Transport Public Iași vizează creșterea accesibilității populației la mijloace de transport rapide și predictibile. Traseul trenului, în primă etapă, va cuprinde podul Iuloaiei, Dumești, Lețcani, Metro, Parcul Industrial Miroslava, Antibiotice, Gara Iași, Socola, Tehnoton, Vlădiceni, Cristești și Ungheni. Totuși, AMTPI a elaborat și alte două variante de traseu, care includ și zone precum Aeroportul Internațional Iași și localitățile adiacente. Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea economică a județului Iași și pentru îmbunătățirea mobilității în zonă. Trenul metropolitan va fi compus din 10 unități moderne cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri. Suntem la un moment de start foarte important pentru oraș și zona metropolitană Iași. Este primul proiect în care abordăm cu adevărat noțiunea de transport durabil, sustenabil, cu tren, așa cum ar fi trebuit să fie abordat de multă vreme. Este un program național inițiat prin PNRR, adresat aglomerațiilor urbane, cum este și municipiul Iași, zona metropolitană Iași. Cuprinde o rută destul de lungă, pleacă dinspre podul Iloaiei, intersectează și Ciurea și toate localitățile adiacente și un punct nodal important în zona gării internaționale și inclusiv legătura cu Domești și cu Olboca și intenția noastră este până la aeroportul Iași Terminalul 9. Pe lângă reabilitarea infrastructurii actuale, proiectul mai prevede construirea unui nou tronson de cale ferată, electrificarea segmentului Ciurea, Piciorul Lupului și modernizarea punctelor de îmbarcare-debarcare a călătorilor. Introducerea trenului metropolitan ar putea reduce semnificativ poluarea și ar scurta distanțele, conform declarațiilor președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Era un pas normal, după ce am avut testul cu CFR de la Iași până la Ciurea, să avem această oportunitate pe care o vom depune pentru fonduri europene și eu sunt convins că echipa municipiului Iași, cu Consiliul Județean Iași, cu practic asociația, să aibă inspirația să creeze și depună un proiect care să obțină și finanțare. Utilitatea este una fără doar și poate, pentru că la orice ora zi lei, cred că acest tren metropolitan ar scuti și traficul din oraș, dar mai ales poluarea care practic se creează în fiecare zi. Știți, cu siguranță vă amintiți că de-a lungul timpului au mai fost semnate protocoale, a fost semnat un protocol de colaborare cu CFR, tocmai în vederea dezvoltării trenului metropolitan. Însă existau două impedimente foarte importante la momentul respectiv. O legislație a transportului feroviar care era învechită și inadecvată dezvoltării unor astfel de soluții de transport metropolitan. Și al doilea lucru foarte important, lipsa finanțării. Însă aceste demersuri nu au fost în zadar, pentru că Iașiul a spus că își dorește tren metropolitan, Clujul, Timișoara și toate celelalte orașe importante din țară și în felul acesta s-a pus presiune pe decidenții la nivel național și în momentul de față considerăm că avem îndeplinit toate condițiile să lansăm acest proiect și să aplicăm pentru a obține finanțarea. Acționarii Asociației Metropolitane au mandatat conducerea asociației să continue demersurile pentru includerea proiectului în finanțările europene, în vederea implementării acestuia cât mai curând.